Bine v-am găsit! În urma unui val de aer rece care traversează țara noastră, vremea se va răci astăzi în toate regiunile, chiar accentuat în cele sud-estice. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în prima parte a zilei, în centrul, estul și sud-estul țării, unde izolat vor fi condiții pentru ploi slabe, iar în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, în general la altitudini de peste 1500 de metri, trecător vor fi fulguieli sau lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și în zona montană înaltă, cu viteze în general de 50-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra de la 9 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și până spre 19-20 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Și la munte se va răci semnificativ vremea. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în prima parte a zilei în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, unde izolat vor fi ploi slabe, iar la altitudini mari, trecător, vor fi fulguieli sau lapoviță. Vântul va fi mai activ pe creste, iar ca temperaturi sunt anunțate maxime de la 0 grade în Ceahlău până la cel mult 10 grade la Stâna de Vale. De vreme rece avem parte și în capitală, unde valorile termice se vor situa ușor sub normele perioadei. În termometre vom avea o temperatură maximă de cel mult 16 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Momentan, atât despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă să aveți!